Lacul Albastru este unic prin origine. Prăbușirea între anii 1919-1920 a unei galerii de mină, vechi lucrări miniere de exploatare de pe filonul Domnișoara. Și prin compoziția chimică a apei, datorită solubilizării compușilor sulfuroși, apa poate avea culoarea verde cu reflexe de smarald. Declarat rezervație naturală, în custodia administrației Parcului Natural Munții Maramureșului și pe teritoriul administrativ al orașului Baia Sprie, la poalele munților Gutâi, pe versantul sudic al dealului Minei, altitudinea de 530 de metri, într-o pădure tânără de gorun, în jurul lacului există câteva exemplare de pin. Lacul Albastru este străin de singurătate, înălțându-se prin alegerea celor care îl admiră, modelând în gânfarea lucrurilor de mari dimensiuni, iubind ceea ce este viu, fără renunțare și fără a doua prăbușire.